Guvernul francez a adoptat duminică legea privind permisul vaccinar. Noua lege impune obligativitatea permisului în toate spațiile publice, în mijloacele de transport, dar și în aeroport. Noul permis vaccinal nu li se va aplica decât celor care au împlinit 16 ani. Minorii cu vârste între 12 și 15 ani vor putea prezenta actualul certificat de vaccinare. Nous allons maintenant procéder également au scrutin et je vais mettre aux voix le projet de loi tel qu'il résulte du texte voté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Legea a fost adoptată cu 215 voturi pentru, 58 împotrivă și 7 abțineri. Prin această lege, autoritățile speră că spitalele nu vor mai fi supraaglomerate, iar numărul infectărilor va fi mai mic. Legea impune de asemenea amenzi mai dure pentru permisele vaccinale false și permite verificări de identitate pentru a evita frauda. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 280, exprimés 273, majorité 137 pour 215 contre 58. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. În prezent, în Franța, peste 76% dintre paturile de la terapie intensivă sunt ocupate cu pacienți cu COVID-19, majoritatea nevaccinați, iar aproximativ 200 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 mor în fiecare zi.